Licitația pentru demolarea stadionului municipal a fost câștigată de o firmă din Cluj, aceasta venind cu prețul cel mai mic pentru executarea lucrării. Am primit oficial anunțul din partea CNSC-ului și în urma acestui anunț, astăzi a fost invitată societatea care s-a clasat pe primul loc la licitația care s-a desfășurat în urmă cu aproximativ o lună de zile. Lucru care trebuie să-l facem acum este cel de a semna contractul cu societatea din Cluj, clasată pe primul loc, societate care este pregătită și e în stand-by pentru a începe lucrările la demolarea stadionului. Firma se va ocupa de demolare, dar și de recuperarea elementelor în vederea valorificărilor. Vor fi câteva etape, pentru că avem acolo și lucrări mai speciale, acelea de a demonta gradene, bănci, diferite echipamente cu foarte mare răspundere, pentru că noi vrem să valorificăm acele elemente, acele componente care rezultă la dezmembrare. Lucrările vor începe în scurt timp, firma având la dispoziție 45 de zile pentru demolare.